Sărbătoarea astăzi v-am adus un invitat special, așa cum v-am obișnuit la News Magazine. Mă bucur să-l am alături de mine astăzi pe singurul cântăresc de cumbia din România, Radu, un tânăr talentat din Ploiești, orașul meu natal. Radu, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc! Mulțumesc de prezentare! Mă bucur că ești în platoul Antenei 3, în premieră la postul nostru de televiziune. Și eu foarte mult. Tu ai reușit? S-a mutat Ploieștiul la București. S-a mutat Ploieștiul la București și colega asta Maria Toadere din Ploiești, Andreea Dumitrache. La fel, suntem mulți, să știi, suntem mulți și, mă rog, sper că suntem și buni. Tu cum ai reușit să dai lovitura în Mexic și Argentina, Radu? Cum ai ajuns așa de departe? Am visat foarte mult, am plecat după visul meu și îmi doream nu neapărat să devin faimos, cât să fac muzica pe care eu mi-o doresc. Îmi doream un proiect muzical aparte. Nu am găsit muzica în niciun interpret și atunci am vrut să o creez eu. Și mi-am găsit acolo oamenii cu care am meritat să fac un proiect inedit. În Mexic cu cei mai cunoscuți mariachi și în Argentina cu producătorii lui Luis Fonsi și Gloria Estefan. De asta am și plecat din Mexic în Argentina o perioadă, pentru că am avut șansa să avansez muzical. Dar cum ai ajuns tu de la Ploiești în Mexic? M-au susținut actorii din telenovelele mexicane pe care noi le-am urmărit așa cu sufletul la gură în România. La ei se folosește foarte mult Twitter-ul și au făcut niște postări cum că există un român care promovează și tot ceea ce este hispanic, muzica latină, cumbia, ritmurile tropicale, sudamericane și inclusiv telenovelele lor. Și au fost impresionați de faptul că vorbesc o spaniolă latinoamericană atât de bine. Da, cum ai învățat-o? Am învățat-o? Din telenovele, nu-mi spune. Și din telenovele, dar am cântat foarte mult în limba spaniolă și vreau să știu ceea ce transmit. De la ce vârstă cânti, Radu? De la 12 ani am înregistrat primul CD cu muzică latino la Ploiești, la domnul Laurențiu Matei, soțul celebrei Nico. Și uite așa, încet, încet, la 18 ani am ajuns să fac primul meu proiect cu cumbia. Și la 28, abia acum câțiva anișori, am plecat în Mexic. În Mexic. Câte ore faci din București până în Mexic? Depinde unde zbor, de la Paris sau din Londra până în Mexic, zbor 11 ore. Zbor deasupra Americii de Nord și te oprești în Mexic. Am înțeles. Și din Mexic ai ajuns în Argentina și acolo ai foarte mulți fani. Sigur, mi-a fost concert, foarte ai foarte ușor. Mulți prieteni printre actorii de telenovele, înțeleg. Sigur că da. Am colaborarea în Mexic cu Laura Zapata, superstarul latinoamerican, care este foarte cunoscut în lume și a dat câteva interviuri în care m-a menționat și am fost împreună pe la emisiuni prin Mexic și mi-a fost foarte simplu să ajung în Argentina, unde am luat legătura cu formația Rafaga. Piesa pe care ți-o voi cânta este piesa cu care eu am debutat în Argentina. Din Argentina am fost chemat în Italia, la Roma, să cânt pentru italieni muzica aceasta, cumbia. Am fost primit foarte bine în America Latină pentru că sunt român. Pentru că este altceva. Mă bucur să aud asta. Sunt fascinați de noi românii, de istoria noastră, de cultură. Mă întreabă foarte mult de Nadia Comăneci, mă întreabă de Contele Dracula, mă întreabă de Ana Aslan, pentru că la ei în Buenos Aires sunt foarte multe clinici de înfrumusețare și tot felul de reportaje vis-a-vis de Ana Aslan.